În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Preasfinția voastră, preacucernici confrați preoți, preacuvioase și cuvioase surori, iubiți frați și surori în Hristos. Suntem astăzi în duminica de după botezul Domnului și într-un moment important, delicat în același timp, pentru biserica noastră, pentru episcopia de Cluj-Gherla. Tocmai de aceea îi mulțumesc preasfințitului Cristian că a venit astăzi să celebrăm împreună, nu doar ca și prieten al episcopiei, al nostru, ci și ca delegat al preafericitului părinte Lucian. Astăzi, acum, când se împlinește un an de la trecerea la Domnul a preasfințitului Florentin Crihelmeanu. Și știm cu toții că a fost un moment, acum un an, de încercare profundă. A fost un șoc. A fost ca un fulger în cer senin vestea trecerii la Domnul a confratelui nostru. Și iată că acum, la un an, încercăm încă să digerăm, cumva, din punct de vedere spiritual, ceea ce s-a întâmplat, să integrăm și, în același timp, să încercăm să mergem înainte. Și de aceea îi mulțumesc preafericitului părinte Lucian pentru această comuniune de care m-a asigurat și ieri. Am vorbit cu preafericitul la telefon și ne-a asigurat de apropierea și de rugăciunea lui pentru episcopia de Cluj-Gherla, pentru noi toți, pentru voi toți. Unde să găsim un sens la ceea ce s-a întâmplat, dacă nu în Sfânta Scriptură? Dacă nu în experiența Bisericii Catolice. Cum putem integra suferința, durerea și chiar moartea fără ajutorul Bunului Dumnezeu? Dacă facem abstracție de latura spirituală a vieții noastre, dacă facem abstracție de lectura pe care Biserica ne-o dă apropo de existența noastră, atunci totul este absurd și fără sens în jurul nostru. Nu doar acest eveniment, nu doar trecerea la Domnul a preasfințitului părinte Florentin, ci atâtea treceri din viața noastră, atâtea suferințe din viața noastră, atâtea încercări. Dacă nu le citim la lumina cerului, totul este absurd și fără sens. Chiar dacă le citim la lumina cerului, chiar dacă suntem creștini, chiar dacă trăim în biserică și punem tot ceea ce trăim în biserică, chiar și atunci nu este ușor. Fiindcă există o latură umană care spune cuvântul. Și chiar dacă știm că preasfințitul Florentin nu a murit, ci a trecut în adevărata viață, chiar dacă știm că a trecut dintr-o lume marcată de durere, de suferință, de plâns, într-una în care nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci este fericire fără sfârșit, chiar și atunci avem nevoie de timp să digerăm, să integrăm și să reușim să mergem înainte.
Evanghelia de astăzi ne ajută în acest sens. Fiindcă ne vorbește de cei care locuiau în umbra morții. Oare nu locuim cu toți în umbra morții până când lumina lui Hristos nu ne strălucește cu adevărat? Nu suntem cu toții marcați de acest mister al vieții noastre, ultimul tabu rămas? Au căzut multe. Acesta al morții a rămas. Tuturor le e frică de moarte. Toți încearcă să îndepărteze acest moment. Să-l cosmetizeze eventual, să se facă că nu există. Toți încearcă să-și prelungească viața pe acest pământ. Și în acest context, Iisus vine să ne elibereze de umbra morții. Să strălucească o lumină capabilă să învingă întunericul și chiar moartea. Și de aceea spuneam, iubiți credincioși, că suntem la început de an, la un nou început cu adevărat. Vă aduceți aminte Evanghelia din prima duminică, din an? Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și spuneam atunci că este un început cu adevărat. Că Evanghelia începe cu adevărat doar dacă începem viața noastră, iubiți credincioși. Dacă lăsăm cuvântul pe care îl auzim să se întrupeze în viața noastră. Să prindă trup, să prindă viață. Fiindcă dacă ascultăm doar cuvântul Evangheliei și la sfârșit închidem Evanghelia și o punem pe o raft, este o carte ca oricare alta. Interesantă, o lectură plăcută, dar care nu afectează viața noastră. Afectează viața noastră doar în măsura în care spunem și noi împreună cu Maica Sfântă, fie mie după cuvântul tău, fie mie așa cum am citit. Și lăsăm lumina Evangheliei să lumineze întunericul și umbra morții din viața noastră. Doar atunci Evanghelia începe cu adevărat. Doar atunci este un adevărat început. Iar apoi am avut această minunată sărbătoare a botezului Domnului. Când din nou am putut contempla începutul vieții noastre cu adevărat. O nouă creație. Ioan care stă la Iordan, la limita dintre pustiu, deșert și țara promisă. Și ne-am adus aminte de Exod și de acel popor scos din robia Egiptului și care intră într-o țară a libertății. Și fiindcă Ioan boteza la Iordan, ne aducem aminte că Iordanul marchează trecerea de la sclavie la libertate. Și ne-am adus aminte în același timp de botezul nostru. Fiindcă sărbătorind botezul Domnului, nu putem să nu ne aducem aminte de botezul nostru. Momentul în care și noi am fost îmbrăcați în Iisus Hristos. Momentul în care și noi am trecut de la sclavia păcatului la libertate. La libertatea fiilor lui Dumnezeu. Dar din nou, există o parte pe care Dumnezeu o face și o alta pe care noi trebuie să o facem. Există un dar al lui Dumnezeu care se prezintă în viața noastră și noi trebuie să facem acel efort de a primi darul lui Dumnezeu, de a întinde mâna. Așa este și cu botezul nostru. Cu toții suntem botezați. Cu toții am trecut de la robia păcatului la libertate. Dar în fiecare zi trebuie să ne cerem această libertate, să ne exprimăm, să luptăm pentru ea. Fiindcă nu ajunge că am fost botezați atunci când eram mici, ci ca botezul să fie cu adevărat botez, cu adevărat semn al libertății noastre, trebuie să-l trăim în fiecare zi. Și în fiecare zi să punem în practică ceea ce am spus atunci sau ceea ce au spus nașii pentru noi. Să spunem da lui Dumnezeu și nu celui rău. Și avem o gamă întreagă de oferte din partea celui rău. Unele explicite, altele mult mai subtile. Dar în fiecare clipă trebuie să ne întrebăm și în fiecare zi ceea ce facem are o legătură cu Dumnezeu sau cu lumea în care trăim, cu cel rău. În fiecare clipă avem de ales între două împărății. Și în fiecare clipă botezul nostru trebuie exprimat
în mod clar, în mod liber. Să ne gândim în fiecare zi ce facem și ce legătură are cu împărăția cerurilor. Și atunci, cu adevărat, lumina lui Hristos va lumina viața noastră și va alunga umbra morții. Există umbre și umbre, iubiți credincioși. Există umbrirea lui Dumnezeu care dă viață. Vă aduceți aminte de acel popor care iese din robia Egiptului și merge prin deșert? Ni se spune că Dumnezeu umbrea acel popor. Vă aduceți aminte de Maica Sfântă, umbrită de Spiritul Sfânt, din care se naște Iisus Hristos? Vă aduceți aminte de Petru, care mergea pe străzi și umbra lui vindeca? Dar există umbre și umbre. Există acea umbrire a lui Dumnezeu care dă viață. Și există o umbră a morții care ne duce spre pieire. Și de aici, iubiți credincioși, necesitatea de a avea un discernământ activ în fiecare clipă. În fiecare clipă trebuie să interpretăm viața noastră, lumea în care trăim, semnele timpului. Ce se întâmplă acum? Și revin atunci la acest moment, la un an de la trecerea la Domnul al Preasfințitului Părinte Florentin. Multă lume a vorbit de tragedie, de o nenorocire. Dar dacă vorbim în felul acesta, vorbim doar din punctul nostru de vedere, iubiți credincioși. Sigur că e o tragedie atunci când te desparți de cineva drag. Sigur că suferim atunci când ne despărțim și pentru câteva luni de zile de cineva drag. Dar suntem chemați din nou să discernem ceea ce se întâmplă la lumina cerului. Și atunci vedem că nu a fost deloc o tragedie din punct de vedere al lui Dumnezeu. Fiindcă știm că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu sau fără permisiunea lui Dumnezeu. Și atunci înțelegem că totul este providență în viața noastră. Și înțelegem că Preasfințitul Florentin s-a pregătit pentru acel moment toată viața, așa cum ne pregătim și noi. Fiindcă nici noi nu știm dacă ne mai vedem mâine sau dacă ne vedem încă 50 de ani sau 100 de ani. Și nici nu trebuie să știm. Că noi ne încredem în Dumnezeu, iubiți credincioși, nu noi înșine. Noi credem că Dumnezeu are grijă de viața noastră și că El stabilește când este mai bine și ce este mai bine pentru fiecare dintre noi. Și nu este important să știm acel lucru, tocmai fiindcă noi ne încredem în Dumnezeu. Și știm că ceea ce face El, o face din iubire pentru noi. Că nu este mai mare fericire pentru noi decât voia lui Dumnezeu. De aceea spunem, facă-se voia ta. În continuu, atunci când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Și în continuu trebuie să medităm la acest lucru. Suntem dispuși să facem voia lui Dumnezeu? Suntem dispuși să acceptăm voia lui Dumnezeu dincolo de noi înșine și de voința noastră? Fiindcă dacă e așa, știm că viața noastră pe acest pământ ne-o spune credința noastră, ne-o spune biserica, este o clipă. Este o clipă care trece și după care vom deschide ochii înspre viața cea adevărată. Și atunci înțelegem că totul e relativ pe acest pământ, chiar și durerea noastră, dar și bucuriile noastre. Și oricât de mari ar fi suferințele noastre, știm că se vor încheia. Că nu suntem făcuți pentru suferință, pentru durere, pentru moarte, ci pentru bucurie și viață veșnică. De aceea celebrăm, iubiți credincioși, de aceea ne bucurăm, indiferent de suferințele pe care le trăim. De aceea episcopii noștri, martiri, iubiți credincioși, erau bucuroși în temnițele lor. Nu fiindcă iubeau suferința, nu fiindcă ar fi vrut să moară, să plece din această lume. Ei iubeau viața. Dar tocmai fiindcă iubeau viața, știau ce înseamnă viața adevărată. Și știau că nimeni și nimic nu le poate lua bucuria vieții atunci când Hristos era lângă ei. Și știau bine că trec din această lume în adevărata viață. Asta este experiența creștinilor de 2000 și mai bine de ani. De ce creștinii intrau la Coloseum cântând, știind că în câteva clipe vor fi omorâți? Fiindcă ei știau că intră în adevărata țară făgăduită.
În adevăratul Ierusalim, cu toții ne pregătim pentru acest lucru. Trebuie să fim conștienți, fără să ne fie frică, fără să tremurăm, ca și cum de aici încolo înseamnă că oricând se poate întâmpla. Bineînțeles că oricând se poate întâmpla, dar oricând se poate întâmpla prin providența lui Dumnezeu. Înconjurați de iubirea lui Dumnezeu. Și atunci știm că nimic nu ne poate scoate din această iubire a lui Dumnezeu. Nici încercările, nici suferințele, nici bolile, nici chiar moartea. De aceea putem celebra, iubiți credincioși. Și de aceea putem, în cadrul bisericii, în rugăciunea noastră, în viața noastră spirituală, integra și aceste momente extrem de dificile, de moarte, de suferință, de boală. La asta suntem chemați. Dumnezeu ne dăruiește adevărata libertate. Și ne-o spune Evanghelia de astăzi. Iisus ne aduce aminte că împărăția cerurilor nu mai e ceva îndepărtat, ci e deja prezentă, e în mijlocul nostru, a venit. Și de aceea timpul prezent este atât de important și nu pot să nu mă întorc din nou la Preaștiul Florentin și la acel mesaj care a răsunat în această perioadă, în perioada Crăciunului, a sfârșitului de an, a începutului de an nou. Și când vorbea despre importanța timpului, cât de important este timpul, să nu pierdem timpul, să-l folosim, că este un dar al lui Dumnezeu. Asta ne spune Evanghelia de astăzi. Împărăția cerurilor este aici, acum. Degeaba stăm să ne gândim la ce s-a întâmplat acum 10 ani. Fiindcă timpul acela nu mai există, ar însemna să nu trăim. Timpul acesta a trecut. La fel, la ce ne folosește să ne gândim ce va fi mâine? Sau ce va fi peste un an? Acel timp nu există. Din nou, ar însemna să nu trăim timpul prezent. Să nu fim vii. Ori Iisus ne aduce aminte că împărăția cerurilor este aici, acum. Doar acest timp prezent îl avem pentru comuniunea cu Dumnezeu. Acum, în acest timp, Dumnezeu ne poate dărui harurile sale. Dacă le lăsăm să treacă și noi suntem ancorați ori în trecut, ori în viitor, fără să trăim prezentul, pierdem darul lui Dumnezeu. De aceea, să ne rugăm pentru trecut, să cerem ajutor pentru viitor, dar să trăim în prezent, aici, acum. Să privim în jurul nostru, să vedem frați și surori, să vedem o mare familie și să vedem că Dumnezeu este prezent în această familie, chiar și în mijlocul suferințelor sau mai ales în mijlocul suferințelor. Și atunci, cu adevărat, intrăm în spiritul și în mesajul Preasfințitului Florentin, de a trăi timpul, de a nu lăsa să treacă timpul, de a mulțumi pentru darul prezenței Preasfințitului Florentin în viața bisericii noastre, în mod cu totul special în viața Episcopiei de Cluj-Gherla. Dar ca să trăim acest mesaj, trebuie să-l integrăm și să-l trăim așa cum l-a trăit și el. În rugăciune, în credință, în speranță, în iubire. Să nu lăsăm să treacă timpul prezent, clipa prezentă, harul prezent. Să cerem Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Sfinte, ajutor pentru a trăi prezentul cu bucurie. Să nu lăsăm trecutul să umbrească bucuria prezentului și nici frica de viitor. Fiindcă ar însemna să intrăm în capcanele acestei lumi. Noi ne încredem în Dumnezeu, nu într-un viitor pe care încercăm noi să-l controlăm. Și nu depindem de un trecut, oricât de frumos sau de urât ar fi fost. Fiindcă avem această minunată taină a iertării păcatelor, în care devenim creaturi noi în fiecare clipă. Și suntem liberi de trecutul nostru. În felul acesta, suntem și vom fi adevărata familie a lui Dumnezeu. Știind că trăim încă de pe acum darul vieții veșnice. Lăudat să fie Iisus Hristos! Odihnește, Mântuitorul nostru, cu drepții pe robul tău, și lașează pe dânsul în curențile tale precum este scris, trecând ca un bun toate greșelile lui
cele de voie și cele fără de voie. Și toate cele netruștinăță și netrunneștiineță, iubitorule de oameni, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Cel ce din Fecioară ai răsărit în lumii Hristoase, Dumnezeule, și prin tâne s-a fii luminii ne-ai arătat în deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis, că în deșert se tulbură tot dobândim lumea, atunci în mormânt ne așezăm, unde împreună sunt împărații și săraci. Pentru aceasta, Hristoase, Dumnezeule, pe robul tău acesta, mutat de la noi, odihnește-l. Născătoare de Dumnezeu, în viemea vieții mele nu mă lăsa, ajutorului omenesc nu mă necredința, ci însuți mă sprijinește și mă apără și te îndură spre mine. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi.
că ne rugăm pentru digna sufletului adormitului rob al lui Dumnezeu, arhiereu Florentin, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cere. Domnului să ne rugăm. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai nemurire, care locuiește în lumina cea neapropiată, Cel ce omori și iarăși faci viu, care duci în iad și scoți, Cel ce cu înțelepciune l-ai făcut pe om din pământ și ai legiuit să se întoarcă iarăși în pământ pentru greșeala lui, primește sufletul robului tău și îl odihnește pe dânsul în sânurile lui Avraam, ale lui Isaac și ale lui Iacov și dă lui cununa dreptății tale parte cu cei mântuiți în mărirea aleșilor tăi, ca să ia multă plată în lăcașurile sfinților tăi, pentru cele ce s-au ostenit în lumea aceasta pentru numele Tău, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, a unui a născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. În credință și dragoste, în nădejde și în blândețe, în curățenie și în vrednicia arhierească, cu bună cinste te-ai înfrumusețat, pururea pomenite. Pentru aceasta prea veșnicul Dumnezeu, căruia ai și slujit, va așeza sufletul tău în loc luminos și vesel, unde drepții se odihnesc. Și vei dobândi de la Hristos la judecată iertare și mare milă. Sfânt ești fără de moarte, Cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântând cântarea Aliluia. Acum m-am odihnit și am aflat ușurare multă, că m-am mutat din stricăciune
și m-am dus la viață. Doamne, mărire ție! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu negrăita ta înțelepciune din țărână ai zidit pe om și l-ai înnoit într-o chip și frumusețe, și l-ai împodobit ca pe o prealeasă și cerească făptură spre lauda și podoaba măririi și împărăției tale, făcându-l după chip și asemănare, dar el a călcat porunca rânduielii tale și a schimbat chipul și nu l-a păzit, și pentru aceasta ca răul să nu fie nemuritor ca un Dumnezeu al părinților noștri, cu iubire de oameni ai poruncit ca această împreunare și amestecare și această negrăită legătura ta cu dumnezeiască vrere să se desfacă și să se deslege și sufletul până la învierea de obște să se mute acolo de unde și-a primit ființa, iar trupul să se destrame într-o cerea din care a fost întremat. Pentru aceasta ne rugăm ție, Părintelui celui fără de început și unuia născut Fiului tău și Preasfântului și celui de o ființă și Făcătorului de viață Spiritului tău, să nu treci cu vederea făptura ta ca să fie înghițită de pieire, ci trupul să se destrame într-o cerea din care a fost întremat, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată și de a căzut robul tău acesta sub blestemul tatălui său ori al mamei sale sau sub blestemul său, sau de a amărât pe vreun preot și a luat de la el legătură neamestecată, sau de a căzut în grea furisenii de la arhiereu și din nepăsare ori din lenevie n-a dobândit iertare, iartă-l pe acesta prin mine păcătosul și nevrednicul robul tău și trupul lui desfălând cele din care a fost întremat, iar sufletul lui așează-l în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat această putere corifeului Petru ca să dea iertarea păcatelor și ai zis, oricâte vei lega și vei deslega să fie legate și deslegate, și prin trânsul ai dat această putere și nouă păcătoșilor, desleagă pe adormitul robul tău arhiereu Florentin de tot păcatul sufletesc și trupesc și să fie iertat și în viacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile preacuratei și pururea Fecioarei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Domnului să ne rugăm! Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce pe Petru, corifeul învățăceilor și apostolilor tăi, ai zidit biserica ta și ai dat lui cheile împărăției cerurilor și cu harul tău ai voit a se da lui toată puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate în cer câte de dânsul s-au legat și tot așa să fie dezlegate în cer câte de dânsul s-au dezlegat pe pământ. Cel ce prin negrăită iubirea ta de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednici robii tăi să fim moștenitori puterii celei date lui, ca și noi tot așa să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă întru poporul tău. Însuți, prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul robul tău, iartă robului tău, arhiereu Florentin, orice a greșit în această viață ca un om și iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-i legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din nevoie ori din altă oarecare pricină pe sine s-a legat sau de la arhiereu sau de la altcineva prin ura și prin lucrarea celui viclean a suferit vreo astfel de alunecare. Binevoiește cel ce e singur bun și mult îndurat, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din viața plăcuție
iar trupul să se dea firii cele zidite de tine, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. La citire mesajului Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, arhiepiscop și mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică. Preasfinția voastră, preasfințite Părinte Claudiu, iubiți confrați preoți, distinși reprezentanți ai autorităților civile, dragi credincioși ai eparhiei de Cluj-Gherla. România este grădina Maicii Domnului pentru că ea este o mamă care cultivă visurile fiilor, care le păzește speranțele și care aduce bucuria în case. Este o mamă duioasă și concretă, care are grijă de noi. Voi sunteți comunitatea vie și înfloritoare, plină de speranță. Aceste cuvinte au fost rostite de Sfântul Părinte Papa Francisc cu prilejul vizitei sale apostolice în țara noastră în anul 2019. Aceste cuvinte vi le adresez în numele Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică, astăzi când comemorăm un an de la neașteptata plecare în casa Tatălui Ceresc a preasfinției sale Florentin Crihălmeanu, amintindu-ne de visurile și de dorurile sale, de speranțele și bucuriile sale, dar mai ales de dăruirea și dragostea cu care își întâmpina preoții și credincioșii. Vrednicul de pomenire, episcopul Florentin, rămâne în memoria noastră a tuturor celor care l-am cunoscut ca un păstor harnic, slujitor plin de râvnă, părinte erudit înzestrat cu darul blândeții. Amintirea sa luminoasă va continua să inspire slujitorii lui Hristos din eparhia de Cluj-Gherla prin verticalitate, entuziasm, grija față de suflete și lucrarea faptelor bune. La un an de la reîntoarcerea sa la Domnul, ne rugăm preamilostivului Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică și să îl așeze în ceata dreptilor săi, în lumina și iubirea preasfintei treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare. Întărit de lumina Mântuitorului înviat, doresc să transmit tuturor celor de față și în mod cu totul deosebit iubitului său tată Corneliu, cuvioasei surori Maria Letiția și fratelui Mușat, apropierea mea sufletească și comuniunea în rugăciune. Pentru toată osteneala în slujba Domnului și a bisericii sale, îi adresez episcopului Florentin acest cuvânt care cuprinde toată recunoștința și aprecierea noastră, Evharisto, veșnica lui pomenire. Lucian Cardinal Mureșan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică, dat la blaj sediul arhiepiscopului major, la 9 ianuarie 2022. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Lăudat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, iubiți credincioși, cu binecuvântarea episcopului nostru, vom face apel la memoria noastră, care va deveni vie, în spiritul celor scrise de cardinalul nostru, să vedem minunatul ierarh, păstor și părinte Florentin. Vom face apel la unul dintre filmulețele care au fost realizate in memoriam întregii sale lucrări. Vă invităm să urmăriți. Dăm timpul înapoi.
Cântăm împreună, da? Cântăm toți, da? Și părinții vor cânta, da? Și animatorii. Și Sara va cânta. Bravo! Bine, haideți și faceți-ne gesturile aici în față să vă vadă copilașii. Aici, aici, aici. Așa. Și cântați frumos. Thank you.
everything to me, and I can't be without you, God. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, oh, but I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. Thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones alive. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. And you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God.